fi ok să îmi iau 10.000 de euro împrumut de la bancă și să-mi deschid o afacere sau e riscant? Mai bine să nu o fac. Întotdeauna o să fie riscant atunci când vrei să te folosești de bani. Știi ce e mai riscant? De fapt, mult mai riscant. E ceea ce face omul obișnuit. Ia bani din bancă, gen 10.000 de euro, ca să-și ia mașină. Aia mi se pare mie mult mai riscant. Mașina aia pe măsură ce o ții și o forjezi și oricum îți scoate bani din buzunar în fiecare lună, ajungi la final de relație să o dai și mai ieftin. Prea puțină lume ia bani din bancă ca să-și deschidă ceva riscant. Dar măcar să încerce să vadă cu Mănâncă, să încerce să se zbată, să facă bani, nu să piardă bani. Așa că da, ca să sumarizez, e o decizie foarte bună. Mult mai smart decât ce fac 90% din oameni. Pentru un puști de 17 ani, ar fi ok să încep un antreprenoriat. Eu cred că părinții în ziua de azi sunt din ce în ce mai, să nu zic dar de lăsători cu copii. Cred că orice părinte ar trebui să-și educe copilul din punct de vedere financiar. Neapărat, mai ales în în care suntem acum cu recesiune și pandemie și războaie și toate tâmpenile astea. Și uite așa, un străin pe internet ajunge să-ți educe ție copilul, în loc să le duci tu de la bază. Să-l faci să înțeleagă ce înseamnă banii, să l înveți să un pic acum, cât nu-l costă. Ca așa bani de haine și de ieșit în oraș și de, de toate îi dai. Ca și părinte. Da. Am avut inclusiv mesaje de la puști care îmi scriau că le-au cerut părinților 50 de lei pentru o carte de educație financiară și au zis nu, 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 alea bălării. Du-te la școală și învață mate, acolo e baza. Uite, tocmai de-aia, peste 90% din români sunt bogați, că au învățat matematică. Noroc lor. I-am cerut 50 de lei lui mama să-mi iau o carte de la Kiyosaki și nu vrea să-mi dea pentru că nu consideră că este educativ. Din păcate, sincer ți-o spun, ai o mamă destul de E bine că părinții dau sute de lei pe culegeri de la școală și nu învață nimic copiii ăștia despre educație financiară. Cum dracu din 2022 nu poți să-ți duci copilul în educație financiară dacă tu nu ai fost educat și știi că este o problemă, ai o problemă masivă din punct de vedere financiar acasă la tine. Chiar dacă tu ca părinte faci bani, copilul tău dacă primește bani fără să învețe nimic, fără să muncească pentru banul ăla și fără să înțeleagă cum funcționează un sistem financiar, cum funcționează creditele de la bancă, cum funcționează investiția, ce ar trebui să muncească după ce termină școala, ce primește copilul? Ce viitor o să aibă copilul? Bagă educație financiar financiară în el cât se poate. Ia-i cărți numai despre asta dacă se poate. La școală oricum o să meargă. Dar dacă copilul, copilul îți cere să le duci, că vrea să învețe despre bani, tu zici nu, că nu e ok. Totuși nu poți să muncești chiar așa în continuu. Trebuie să pleci și tu într-o vacanță, să te relaxezi, nu? Sau să-ți timp liber, să mergi în club nu îți seta o înainte să faci munca. Ceea ce face un om obișnuit pe planeta asta. Vreau să lucrez de luni până vineri și weekendul să-l am liber. În weekend ai obosit. De unde știi că o să obosești în weekend? În weekend se fac bani cu adevărat. Pentru că majoritatea populației în weekend ies în oraș, în weekend își fac comenzi, în weekend cheltuiesc bani. Tu trebuie să fii acolo să iei. Uite, pot să-ți las un exemplu destul de clar. Agenții imobiliari, dacă ar lucra numai în weekend, ar face mai mulți bani decât dacă ar lucra de luni până vineri de la 9 la 5, dar trebuie să te ducă puțin cap. Asta este. Am citit despre niște milionari de ăștia în cripto care au investit fix când trebuia, ca și cum ar fi niște genii. Și uh, au făcut o grămadă de bani când prețurile au crescut. Și uh, ce au făcut cu banii, aia, ce. -n nimic. Ce care e problema în spațiul ăsta dacă n-ai făcut o muncă pentru banii aia, dacă nu ai muncit să vezi exact cum e, dacă pur și simplu când ai arunca niște bani în ceva și te-ai îmbogățit după aceea, nu s-a schimbat nimic la bază. Tot un om obișnuit ești, doar că ai mai mulți bani. Și am văzut la o grămadă de cunoștințe chestia asta. N-au ajuns să mănânce mai bine, să devină puțin mai sănătoși, n-au ajuns să plece în vacanțe, n-au ajuns nici măcar să iasă din casă mai mult. Pur și simplu au rămas tot la aia din prima bancă pe care nu-i suportă nimeni. Ieși afară, bro. Du-te la sal. Scoate și tu o fată în oraș. Au nu că nu cheltuiești banii cu orice fată, totuși trebuie să fie aleasa. Ah, nu trebuie să mai fim toți banii aia sunt făcuți ca să fie cheltuiți. Cheltuiește-i pe ceva valoros. Învață să faci mai mulți bani și învață să folosești banii aia ca să-ți creezi un stil de viață mai bun, mai frumos, mai sănătos. Că nimeni nu vrea să ajungă oară în bafe cu toți banii aia și să nu faci nimic cu ei. Investiția asta în experiență de viață, mai ales dacă ai făcut o grămadă de bani fără să muncești prea mult, o să te ajute să recuperezi timpul la petrecut în debara. În timp ce ai avut un feeling că chestia asta o să crească în preț și la un moment dat o să fii bogat. Și banii nu contează pentru nimeni, contează doar ce pot să ne ofere banii. Folosește-i cu cap are sens să fac credit în bancă ca să cumpăr cripto? <laughs> nu știu, dar pot să zic un singur lucru. Am un prieten care, când a venit pandemia în 2020, a fost la patru bănci din Austria, pur și simplu dădeau bani pe moca, pe buletin și puteai să spui gen, bă, iau pentru aia, iau pentru aia. Au luat undeva la câteva zeci de mii de euro, ceva de genul și a băgat tot un Bitcoin, Ethereum, Chainlink și încă câteva chestii parcă și a ajuns la un portofoliu de aproape 600.000 de, de dolari. În termen de un an, un an și un pic, pentru că a văzut niște oportunități. Eh, bineînțeles, tu nu o să vezi oportunitățile astea, mai ales dacă nu știi un spațiu. El era din 2016 pe spațiul ăsta. Și da, în momentul ăsta nu se mai întâmplă să se dea credite pur și simplu și ai fi puțin nebun ca să faci chestia asta, dar dacă vezi o oportunitate, pentru că te-ai documentat că altfel nu are sens, nu o să stau eu să spun că da, e bine sau nu. Eu am făcut în stilul meu niște chestii de genul ăsta cu băncile, atunci când a trebuit să dezvolt un nou concept, Bubble Waffles. Avem o cafenea, am făcut o cerere la o bancă, nu contează care e, au venit, mi-au făcut un assessment, mi-au dat o dobândă destul de măricică la 11,5%, ceva de genul, dar mi-a convenit pentru că mi-am luat finanțarea ca să dau drumul la babo offers pe litoral, unde am făcut practic în primul an undeva la 15-16.000 de euro profit. Pentru că anterior ori aveam deja experiență. Un an de zile în business am văzut oportunități, doar un an de vechime am văzut oportunitatea în proiectul ăsta și pur și simplu nici măcar n-am stat pe gânduri. În șase luni am plătit înapoi creditul la bancă. Deci depinde doar de tine dacă ești capabil să vezi oportunitatea. Dacă nu ești, nu lua nimic. Dacă ești capabil, Doamne ajută, se pot face bani cu bani în bancă. Ce se întâmplă cu creditele astea că le-au crescut dobânzile ca la nebuni? Păi dacă nu ești la curent cu ce se întâmplă la nivel macroeconomic, cu ce a făcut SUA și fed dacă au mărit dobânzile, Treaba asta se va vedea foarte, foarte curând în piața de imobiliare. Mă aștept să pice, destul de masiv, pentru că până acum n-a făcut-o, deși bursa a făcut-o și inclusiv spațiu cripto. Dar de imobiliare încă am avut nevoie, o perioadă. Doar că recent, de când s-au mărit dobânzile de la Fed, lumea nu prea mai ia credite ca să-și ia case. Prefer să stea chill momentan, poate stau cu părinții, poate stau într-o chirie, tocmai ca să aștepte pentru că s-a panicat. Ghișce, asta o să însemne un demand shock, iar când cererea se oprește și nebunii încă construiesc, prețul o să scadă la fel de masiv. De ce nu investești și în imobiliare? De ce investești doar în cripto? Pentru că imobiliarele sunt fizice. Eu nu zic că nu poți să investești sau dacă tu stai într-un loc și ai mai multe apartamente și îți merge treaba, creezi cash flow, bravo ție, funcționează pentru tine. Eu nu vreau să fiu lipit de un singur loc, eu vreau să călătoresc în lume și vreau să stau în chirie tocmai ca să mă mut de colo-colo atunci când am nevoie. Mai ales că se anunță o mini pandemie și nu vreau să zic prea tare ca să nu mă deranjeze de TikTok-ul după aia cu un ban și e posibil să fim băgați din nou în case. Problema cea mai mare pe care o am este că nu vreau să fiu fixat într-un singur loc, vreau să fiu mobil, vreau să fiu flexibil. Așa că vreau să-mi car aseturile peste tot în lume, oricând vreau eu să plec. Și nu pot să fac asta, dacă am 15 apartamente și trebuie să am grijă de ele. 15 apartamente care în pandemie nu se mai umpleau. De B&B-ul nu mai funcționa, nu mai exista turism, a picat horeca. Știm cu toții ce s-a întâmplat. Voiam ca aseturile mele să fie digitale. Tocmai de asta mă uit doar la cripto, pentru că cripto pot să mă duc în orice altă țară și să lichidez pe un exchange de acolo. Să schimb moneda națională de acolo și să pot să mă folosesc de bani acolo. Acolo unde o fi. De asta o perioadă, cel puțin de acum încolo, pentru că avem și recesiune pe cap, avem și război pe cap, se mai anunță iar o mini pandemie. Nu vreau să fiu blocat undeva, vreau să fiu foarte flexibil. Și dacă dețin ceva fizic, trebuie să rămân acolo ca să am grijă de acel ceva. Asta e. Aș vrea să deschid o cafenea. Crezi că mai merită? Crezi că mai merge? Depinde. Pot să ți dau un singur exemplu. Da, eu activez în lumea asta. Așa m-am făcut cunoscut aici pe, na, internet. Ce vor antreprenorii atunci când trebuie să deschidă o locație în momentul ăsta? Cum văd eu lucrurile? Unul la mână, vor un pic de flexibilitate. Doi la mână, nu vor să mai deschidă de la șapte dimineața în fiecare zi și să fie blocați acolo. N-au voie să se îmbolnăvească, n-au voie să plece în vacanță, n-au voie să stea cu familia, trebuie mereu să fie la muncă. Și trei la mână, profituri. Trebuie să aibă profituri. Așa că ideea mea genială care a venit din această asta a fost să creez un concept de locație mai mică pentru brandul Bubble Waffles care să aibă o investiție de 20-25 de euro maxim, care are niște tertipuri în baza a ce știu că vrea clientul final, adică antreprenor, și anume flexibilitate în program. O astfel de locație la noi se deschide după ora 12, nu are sens să o deschizi dimineața, deci poți să dormi la cât vrei tu și poți să te trezești la cât vrei, ai timp să ajungi la muncă. În al doilea rând, investiția este foarte accesibilă. În al treilea rând, profitabilitatea este foarte bună, peste 25%. De ce? Pentru că suntem nișați foarte bine. Și în al și pe la rând să poți practic să iei locația adică să fie oarecum semimobilă, să o duci în altă parte dacă nu-ți mai place zona aia sau dacă este o locație sezonieră. Dar mai multe pe tema asta din septembrie-octombrie 2022. Băi, suntem în rat, uh, sincer. Nu știu dacă ai văzut pe la știri sau uh, ai văzut iar uh, mai multe cazuri de volnăviri și nu vreau să zic de la ce, <coughs> dar nu vrem să menționăm aici. E posibil să trebuiască să ne cumpărăm măști din nou. Cum văd eu lucrurile astea? dacă cumva intrăm iar într-o perioadă de genul ăla, le văd în felul următor. O să fie iar o stare de alertă, o să fie iar închideri de locații, de industrii întregi, iar falimente, iar o grămadă de rahaturi de astea. Iar eu, ca persoană fizică ce sunt, pe lângă faptul că am vreo 5 firme în momentul ăsta, vreau să fiu foarte, foarte flexibil. Așa că sunt foarte atent cu cheltuielile mele în perioada asta. Am făcut destui bani, dar nu am vrut să mă lăfui pentru că preconizam că o să urmeze ceva de genul. Și nu mai zic că avem la pachet o recesiune și un război care bate fix la porți. Vreau ca în momentul când aflu că e posibil să ne blocheze din nou, să plec de, de aici. Și n-am cum să fac asta decât dacă fac bani. Ăsta ar fi sfatul pentru oricare dintre voi. Învățați să faceți bani. E vară cum vreți să vă distrați, să pierdeți timp, să o ardeți aiurea, faceți fraților bani. Mai ales vara când nimeni nu vrea să-i facă. Lăsați un pic spai mai aia să intre în voi, pentru că e război la porți. Se întâmplă numai rar pe lumea asta de vreo 2 ani de zile, dacă n-ai observat. Nu e chiar așa roz situația. Lasă că ne întoarcem la cum era înainte, de a aștept. Nu aștepta. Pune mâna și muncește și fă bani și dă drumul la afaceri, dă drumul la networking, intră într-o comunitate. Am puși de 18 ani în Notorious University care dau drumul la afaceri imense, aplicații digitale, agenții de marketing, investiții în cripto, investiții în imobiliare. Toți trag de rup, mai ales acum vara când toată lumea stă degeaba. Ajungem.